În primul weekend al primăverii s-a reluat așadar campionatul Superligii Vâlcene la fotbal. Ne aflăm la stadionul Clubului Sportiv Școlar Râmnicu Vâlcea, aici unde vom asista la un nou joc din cadrul etapei cu numărul 18. Gazda este ocupanta poziția 3-a în clasament, Chimia 1973 Râmnicu Vâlcea, formație care astăzi va primi vizita celor de la Unirea Tomșani, echipă situată pe locul 7. Partida îl are la centru pe Alexandru Mihăilă, ajutat la cele două linii de Marius Andrei Iordache și George Bogdan Păușescu. În partida din tur, oaspeții de astăzi s-au impus la Tomșani cu 4-3. Chimiștii, acum în atac, au avut o primă lovitură liberă executată de Marian Mihai. Balonul a fost respins de Marius Oșovei până la George Nania, al cărui șut nu i-a creat probleme portarului Florin Oprița. Lovitură liberă și pentru oaspeți, execuția i-a aparținut lui Ion Cercel, dar obiectul s-a dus pe lângă. Penalti pentru Chimia în urma unui hands comis în suprafața de pedeapsă. Lovitură de la 11 metri executată și transformată de Ciprian Vlădoi. Șansa egalării a fost irosită de Constantin Pripor, al cărui șut din lovitură liberă a fost deviat în corner. Golul egalizator a venit totuși la puțin timp de la startul actului secund, atunci când Ion Viezuianu i-a luat fața lui Eduard Preoteasa, l-a învins pe Cătălin Olteanu și a înscris pentru 1-1. Chimiștii ar fi putut să preia din nou conducerea, dar șutul lui Ciprian Vlădoi a trimis balonul peste. A doua astfel de șansă, poate și mai mare, a fost irosită de Ionuț Cosma, care l-a făcut mare pe golkeeperul oaspeților. Și cum ratările se bună, golul a venit imediat la cealaltă poartă. Alin Roșianu a luat o acțiune pe cont propriu, a trecut și de golkeeperul Olteanu și Tomșaniul a preluat conducerea. Lovitură de colț Chimia execută Marian Mihai, Ciprian Vlădoi trimite perfect cu capul, dar Oprița scoate de sub transversală. A fost o ratare care s-a răzbunat din nou, pentru că Bogdan Șurlin a gestionat foarte bine pasa primită de la Constantin Pripor. Toate fentele i-au ieșit și a dublat avantajul echipei oaspete. Centralul Alexandru Mihăilă a considerat neregulamentară intervenția portarului Oprița asupra lui Teodor Oprișor și a dictat penalti în favoarea gazdelor. Alin Savu a transformat lovitura de la 11 metri și a redus din handicap. Mai era timp și pentru golul egalizator. Oportunitatea s-a ivit imediat. Nania a aruncat lung de la margine. Ciprian Vlădoi a trimis în bară. Cosmin Cârstea a fost la locul potrivit, dar a trimis incredibil peste transversală. Unirea Tomșani s-a impus cu 3-2 și urcă pe locul 7, în timp ce Chimia coboară pe poziția a 5-a. Câteva concluzii după această înfrângere? Un meci foarte greu, noi l-am luat ușor, dar a fost greu. Prima repriză am avut ocazii, dar le-am ratat și a doua repriză s-a văzut. Arbitraj foarte prost, din punctul meu de vedere. Ați văzut băieții pe bancă cât de urât s-au comportat cu noi. Deci ce să mai... Nu era... Să fie, n-a fost să fie. Dacă băteam, ne calificam. Da, din păcate am debutat în acest retur cu o înfrângere, un rezultat pe care nu ne așteptam, nu ne-l doream. Cu o victorie astăzi eram 99% eram calificați în play-off, ca acesta fiind obiectivul nostru. Repriza a doua ține brambural în apărare. Vom încerca etapele viitoare să remontăm ceea ce am greșit astăzi. Vedeți ce se va întâmpla, sper să ne atingem obiectivul pentru acest campionat. Chimiștii au același număr de puncte cu ocupanta locului 4, Cozia Călimănești, formație pe care o vor întâlni în deplasare chiar în runda următoare. Urmează meciul de la Călimănești. Da, o să mergem, sperăm să facem o victorie, o să fie un meci greu, dar trebuie să privim înainte. E meci foarte greu, băieții sunt foarte buni, fac antrenamente. Sunt singura echipă care nu face mai antrenamente din tot campionatul. Ce să zic? Să fie un meci foarte greu. Sper să câștigăm. Urmează meciul cu o echipă foarte bună, un antrenor foarte bun, Ilinca, care a făcut treabă bună pe la toate echipele pe care a fost. Vom încerca să scoatem maxim din meciul care urmează. În etapa următoare, chimiștii vor juca în deplasare la Cozia Călimănești, în timp ce Unirea Tomșani va primi vizita orleștenilor. Atât de la Arena din Nordul Râmnicului, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.